Mă bucur să știu că prezența noastră aici mărturisește despre faptul că ne atrage spre Dumnezeu un gând care nu ne lasă să stăm acasă. Ne atrage spre Dumnezeu un gând care mărturisește despre faptul că sfințenia Lui este scumpă pentru sufletul meu și sufletul dumneavoastră. Că prezența noastră aici mărturisește despre faptul că viața dincolo de aceste porți e de mică însemnătate. Și că aici, în locul acesta, noi ne găsim nu doar identitatea, dar valoarea sufletului nostru. Dumnezeu spune că în momentul în care gândim așa, noi facem parte din același popor cu sfinții din totdeauna care au gândit la fel, au dorit la fel, și l-au căutat pe Dumnezeu în toate clipele vieții lor. Aș vrea ca bucuria aceasta să fie mare astăzi, având în vedere că face parte din binecuvântarea extinsă a lui Dumnezeu până în veacul 21, până azi la noi. Și dincolo de asta, face parte din acea realitate care spune că ne leagă pe noi astăzi, atât de întârziați în istorie, de momentul când ne vom reîntâlni cu El, care se grăbește să vină. Am ales pentru început Psalmul 63, pentru ca să încercăm să-L înțelegem puțin, să fie un fel de rugăciune a noastră a tuturor. Și din Psalmul 63, versetele 5 și 6 în mod special. Haideți să începem cu acestea și după aceea ne vom întoarce și la alte câteva gânduri din acest psalm. Deci 63:5. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase, miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de tine. Când? În așternutul meu, când mă gândesc la tine, când? În timpul priveghiurilor nopții. Cine face mărturisirea asta? Marele psalmist, David. Contextul acestei rugăciuni este versetul 1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. E vorba de o perspectivă a căutării. David nu este acela care L-a găsit pe Dumnezeu și-i mulțumit. David este acela care L-a găsit pe Dumnezeu și îl caută. Cum e omul care L-a găsit pe Dumnezeu și îl caută în continuare? Cum e? Tu îl mai cauți? Mai mult decât l-ai găsit? Îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. La vremea respectivă, David se afla în pustiul Iudeii. Și într-adevăr acolo era mare secetă și duceau lipsă de apă și el spune, știi, Doamne, eu nimica toată setea fizică pe lângă dorința sufletului meu să te găsească. Suntem în sud-estul Californiei. Până la deșert mai sunt câți? Vreo 100 și ceva de maile. Și intrăm în deșert. Vă rog să vă imaginați că nu ați sta la aer condiționat acum,
Și că a sta afară, și a sta afară undeva în deșert, la umbră, dar sub pietre, în așa fel încât pietrele sunt fierbinți, și acolo îi spui Domnului: Doamne, e greu, e adevărat, mi-e sete, e adevărat, dar mi-e dor de tine mai tare decât îmi este sete și decât îmi tânjește trupul după odihnă. Și gândiți-vă că această declarație nu este o declarație poetică. David nu vrea să facă pe interesantul și nici să ajungă cel mai credincios om din adunare. Nu, nu despre asta e vorba. David chiar trăiește lucrul ăsta. Puteți să-mi spuneți ce fel de om e David? De ce este David atât de diferit de noi? Din ce cauză această frământare interioară și dor după Dumnezeu? Versetul 2: așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. De unde această descoperire, de unde această aplicare extraordinară spre Dumnezeu? De unde? Mă opresc la mine însumi și, înainte de a intra în subiectul de astăzi, vreau să-i acord lui David acea perspectivă a omului care, într-adevăr, s-a legat de Dumnezeu cu o putere pe care eu astăzi mi-o doresc. Eu mi-o caut. Vă spuneam altădată că cu câteva luni înainte ca unul dintre prietenii mei să își încheie viața, mi-a dat un telefon și mi-a zis: Valentin, nu știu ce să fac. Aș vrea să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu și nu pot. Și spunea el: ce să fac pentru că nu pot? N-am îndrăznit să-i dau niciun sfat. Aceasta era și dorința sufletului meu, aceasta era și căutarea mea. Și am așteptat. Am așteptat să văd ce se întâmplă. Și cu o săptămână înainte ca să-și încheie viața, mi-a dat telefon și mi-a zis: Valentin, mai ții minte problema aceea? S-a rezolvat. Nu știu cum a parcurs el drumul acesta. Singurul lucru care le știu însă este faptul că poate fi parcurs. Și dacă este cineva în dimineața asta care vrea să-L iubească mai mult pe Dumnezeu și nu poate, există soluții. Asta este mesajul Psalmului 63. Mi-aduc aminte de tine până și noaptea. Mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. Știți de ce nu putem dormi noi, așa e? De ce nu putem dormi? Te trezește insomnia. Așa e. Dar de ce insomnie?
Gânduri, așa e? Și cu de ce sunt gândurile așa de grele? Care-i deosebirea între David care spune că noaptea mă gândesc la tine și între David care spune într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești? Care-i deosebirea? Când tângea după Dumnezeu, n-avea nimic. Când se plimba pe acoperișul casei împărătești, avea de toate. Avea de toate. Există un moment în viața fiecărui om, momentul acoperișului, când îi se împlinesc toate visurile. Când aparent totul este în regulă. Despre momentul ăsta aș vrea să vorbim puțin. Nu despre momentul de după. Nu. Despre momentul acoperișului. Când David se urcă pe acoperiș, se uită de jur împrejur și are sindromul acela pe care l-a avut și Nebucadnețar. Uite ce frumos e. Ierusalimul este extraordinar. Își trimisese oștile să se lupte cu amoniții. Ei se băteau acolo, iar el era aici, bucurându-se de rezultatele muncii poporului întreg și ale unei binecuvântări deosebite. Nu era momentul ca să se ridice de pe pat și să aducă slavă lui Dumnezeu? Cum privești toate lucrurile care sunt sub ochii tăi în momentul ăsta? Mântuitorul, cu puțin timp înainte de răstignire, a urcat pe muntele Măslinilor și de sus s-a uitat de jur împrejur. Și a văzut o omenire care are nevoie de mântuire. S-a oprit și a plâns. Cu alte ocazii, în timpul nopții, David stă și strigă către Dumnezeu pentru că bunătatea lui Dumnezeu îi prețuiește mai mult decât viața. Altădată, David se oprește, se uită de jur împrejur și nu-L mai vede pe Dumnezeu. Nu-L mai vede pe Dumnezeu. În dimineața aceasta vreau să te întreb un lucru. Când te uiți înapoi în viață, la realizările tale, ce vezi? Îl vezi pe Dumnezeu? Sau vezi propriile tale performanțe? David a fost un om al rugăciunii. Psalmii mărturisesc despre momentele acelea de maximă adorare, scrise unul după altul. Cu toate astea, a venit o vreme când David n-a mai scris psalmi. Izvorul psalmilor a secat. Din ce cauză? Interesant este că momentul când psalmii au secat n-a fost momentul în care David avea cele mai mari necazuri, ci psalmii au secat în momentul în care David avea de toate. De ce se întâmplă viața asta? Sau de ce se întâmplă realitatea asta în viața noastră? Marea majoritate a noastră, a celor de aici, avem de toate. Marea majoritate a celor ce suntem aici, nu avem probleme. Și chiar dacă sunt probleme, problemele pe care, cu care noi ne întâlnim, problemele cu care ne confruntăm, nu sunt problemele acelea existențiale de viață și de moarte și așa mai departe, pe care le-am lăsat în urmă cu ani de zile. Sunt probleme care ni le facem noi aici. Dar avem de toate. Întrebarea mea este, ne întâlnim cu Dumnezeu în momentele acestea de
belșug. În momentele în care viața recoltează tot și în momentul în care ne urcăm din ce în ce mai sus, ne mai întâlnim cu Dumnezeu sau nu? David se pare că avea vârsta cam de 50 de ani. Era vârsta lui în momentul în care se plimbă pe acoperiș. 50 de ani. Ani plini de succes. Poporul Israel, națiunea lui, era un popor în plină expansiune. Datorită acțiunilor sale armate, granițele se mutau în stânga și în dreapta din ce în ce mai mult. Ajunsese cu împărăția sa până la Eufrat. Promisese Dumnezeu lucrul acesta și făcuse din această dimensiune, și anume Israel, până la râul cel mare, făcuse visul lor. Cu alte cuvinte, mai mult de atât, nu se putea. O suprafață de aproximativ 60.000 de mile pătrate. Țara este prosperă. În legătură cu David, toată lumea știa că este războinic, viteaz, muzician, poet. Toți se bucureau de sensibilitatea lui deosebită și lucrul ăsta creează ceva extraordinar în jurul oricărui om. Puterea și sensibilitatea în același timp. Om politic deosebit și rege, încoronat peste poporul său ca simbol al lui Mesia. Cabinetul său, guvernul său, era puternic. Avea oameni capabili, totul mergea ca pe roate. Până în momentul ăsta nu avusese nici măcar o înfrângere. Vă puteți imagina? Adică succesul era din abundență. Administrația sa era fără cusur. Nu e așa că avea și el nevoie de un concediu? De liniște? Uitați-vă puțin la biruințele lui David. 2 Samuel, capitolul 8. Puteți deschide împreună cu mine? I-a bătut pe filisteni, spune versetul 1. Le-a luat capitala și nu se mai puteau cârmui. A bătut pe moabiți. Trec mai departe de versetul 2, doar atât citesc din versetul 2. În legătură cu sirienii, versetul 3, David a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehoab. Când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufrat. Sar peste versetul 4. Ajung la versetul 6. Domnul ocrotea pe David oriunde se ducea. Versetul 14, ultima parte. Domnul ocrotea pe David pretutindeni unde mergea. Și aici amintește de faptul că David a mai bătut în Valea Sării 18.000 de edomiți alături de filisteni, amaleciți, etc. Atât de strălucită este
situația sa, încât nu pentru... Sau începând din momentul ăsta, poporul său începe să îi se adreseze într-un mod foarte provocator. 2 Samuel 21, versetul 17. Abishai, fiul Țeruiei, a venit în ajutorul lui David, a lovit pe filistean, l-a omorât. Atunci oamenii lui David i-au jurat zicând: să nu mai ieși cu noi la luptă ca să nu stingi lumina lui Israel. Corect? Corect? Da sau nu? Lumina lui Israel. În timpul lui Absalom, 2 Samuel 18 cu versetul 3, tu ești ca 10.000 dintre noi. Tu valorezi cât 10.000 dintre noi. Corect? Frații mei, Spiritul profetic spune să nu-l auzi pe nimeni. Nu pentru că n-ar trebui să apreciezi în mod corect munca, persoana. Dar a lăuda e ceva de felul ăsta. Auziți dumneavoastră, stingi lumina în Israel, faci cât 10.000. Și probabil că este adevărat lucrul acesta. Dar în momentul în care vorbești în felul ăsta despre un om, spune-și ce se întâmplă. David devine suficient. David devine suficient pentru sine. Ce extraordinar ar fi fost dacă David ar fi continuat să rămână foarte atent în legătură cu sine. Ce bine ar fi fost dacă, iertați-mi termenul foarte prezent astăzi, nu și-ar fi luat-o... Da. Să creadă că el este capul la orice. Ce bine ar fi fost. Cât i-ar fi slujit, cât de mult i-ar fi slujit lucrul acesta. Să știți că se ia. Pe vremea lui David, nu numai David, până la urmă se îmbolnăvește de lucrul ăsta. 2 Samuel, capitolul 16. Versetul 23. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi vorbit Dumnezeu. Ce se întâmplă? Observați, se creează o modă. Înțelepciunea unui om, experiența lui, expertiza lui în domeniu, ia locul cui? Lui Dumnezeu. Pe vremuri David se ducea și spune: adu-mi efodul, să-l întreb pe Domnul. După aceea, ce făcea David? Îl întreba pe Ahitofel. De ce? Repet, se creează un trend, un fel de a fi, un fel de a gândi. Omul acela este priceput, celălalt este inteligent, în el poți să ai încredere. Și încet, încet ne încredem, încet, încet ne bizuim. Textul spune mai departe că lucrul acesta s-a întâmplat fie pentru David, fie pentru Absalom. Pentru amândoi Ahitofel a funcționat ca un sfetnic de autoritate egală cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce vă spun toate lucrurile astea?
Încet, încet, psalmul 63, care spune la momentul citirii noastre, Doamne, și noaptea îmi dă îndemnuri inima, te caut, vreau să fiu cu tine, vreau să aflu voința ta. Încet, încet, această dispoziție pe care David o are la început, în momentul în care se înconjoară cu oameni de dimensiunea aceasta, de oameni, cu oameni de calibrul acesta, încet, încet, Dumnezeu dispare. Care e rezultatul? Uitați-vă puțin, vă rog, la câteva lucruri. Încet, încet, această autosuficiență îl marchează pe David. Apar în poporul Israel lucruri care, eu știu, sunt chestionabile, deși la vremea respectivă putem să vorbim despre faptul că era voia lui Dumnezeu, dar haideți să ne întoarcem puțin la biruințele lui David și să vă uitați împreună cu mine la textele pe care nu le-am citit. Capitolul 8, 2 Samuel, capitolul 8, versetul 2. Deci am citit, David a bătut pe filisteni și l-a luat capitala. Versetul 2 nu l-am citit, a bătut pe moabiți, i-a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ. A măsurat două frânghii ca să-i omoare și o frânghie plină ca să-i lase vii. Cum vi se pare? Sunt texte citite mai puțin, sunt lucruri care ne fac puțin să ni se strângă inima. Întrebarea mea este, această decimare care îi făcea pe ceilalți să slăbească dintr-o dată, vă rog să observați, sunt omorâți două treimi și rămâne doar o treime. Această realitate vă mărturisește despre unul care îl căuta pe Dumnezeu și zi și noapte? Pe vremea când David îl căuta pe Dumnezeu și zi și noapte, îi dă Dumnezeu în mână pe Saul. Îl dă. Și toți cei din jur spun, ți l-a dat. Și David zice, nu. Sacralitatea vieții oare să nu fie înțeleasă la fel de un om care îl caută pe Dumnezeu? Sunt și alte situații când pe vremea lui Elisei sunt luați robi mai mulți și Elisei este întrebat să-i ucid părinte? Și Elisei îi zice, păi de când te porți tu așa cu prizonierii tăi? De când te porți tu așa cu ei? Și regatul și ostașii din regatul de sud, pentru că aceștia fuseseră robi, au fost luați, duși în Samaria, li s-a dat mâncare, haine și au fost trimiși acasă. De unde felul ăsta de a te purta? Că nu se poate ca din același Dumnezeu să iese două feluri de idei, de inspirație, două modele. Ori ei le dai să mănânce și le dai drumul acasă, ori, dacă vrei, le pui funia de măsurat și două treimi dispar, rămâne a treia. Ceva se întâmplă. Există un proces care se infiltrează încet, dar sigur, în viața lui David și procesul ăsta este un proces de înstrăinare și de insensibilitate sau de împietrire.
Și vă rog să observați că despre asta este vorba azi. Vă rog să observați cum fenomenul ăsta de împietrire nu este un fenomen deodată, nu este un fenomen instantaneu, este un fenomen treptat. Nu ți s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta? Niciodată nu ai văzut că și ție ți se întâmplă? Despărțirea de Dumnezeu nu vine deodată, nu vine instantaneu. Despărțirea de Dumnezeu vine treptat. Foarte interesant, în anul marelui său păcat, David se luptă cu amoniții și le cucerește capitala, Raba. Vă amintiți cum s-au purtat cu amoniții? Vă amintiți? Vă rog să vă amintiți de lucrul acesta și să nu lăsați să treacă ușor. Pentru că lucrurile se leagă și împietrirea inimii față de Dumnezeu duce la împietrirea inimii față de alții. Întâi Cronici, capitolul 20. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, Ioab a pornit în fruntea unei puternici oștiri să pustiască țara fiilor lui Amon și să împresoare Raba, dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o. David a luat cununa de pe capul împăratului ei, a găsit-o în greutate de un talan de aur, era împotobită cu pietre scumpe, au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate. Și acum... greu, dur, mi-e greu să citesc. A scos afară pe locuitori, i-a tăiat în bucăți cu ferestraie, cu securi, cu topoare. Cum e? Fraților, pentru Canaan nu era ceva nemaipomenit. Să mă înțelegeți bine. Pentru cananiți, asta era soarta celor înfrânți. Așa se purtau. Cananiții, asirienii, erau vestiți prin cruzimea lor. Dar întrebarea mea este de ce se poartă și David ca ei? De ce se ia felul ăsta de a proceda? Ce se întâmplă? Să nu uitați, în timp ce lucrul ăsta se întâmplă așa, David este într-un război cumplit cu propria sa conștiință. Este exact momentul în care el are pe cuget. Ce are pe cuget? Păcatul cu Batseba, moartea lui Urie și toate celelalte. Și în timp ce cugetul său duce războiul acesta între păcat și între urgia divină, încearcă să se ascundă și așa mai departe, modalitatea în care el se poartă nu mai are nimic sfânt în ea. Căderea lui David din punct de vedere social, din punct de vedere politic, din punct de vedere al tuturor lucrurilor începe de aici. Se vede limpede că este un război extraordinar care se duce înăuntru. Nu poate să existe vindecare socială fără vindecarea minții. Fără vindecarea sufletului. Nu se poate să existe acea vindecare a bisericii fără vindecarea conștiinței bisericii. Nu se poate să te vindești tu în relațiile tale cu ceilalți dacă nu se vindecă conștiința ta și relația față de tine însuți. Nu vei reuși niciodată să-l îngenunchezi pe ceilalți, pe celălalt, datorită faptului că ești mai puternic și prin faptul că ești mai puternic să-l disciplinezi sau să-l pocăiești sau să-l schimbi sau să obții o biruință. Nu vei putea niciodată lucrul acesta. Prima dată, prima condiție este să rezolvi problema în interiorul tău.
Nu voi vorbi despre păcatul lui David. Voi vorbi puțin de tot despre momentul în care vine la el profetul Domnului și spune: tu ești acela. Momentul acela a fost momentul de eliberare a lui David. David a ieșit de sub războiul acesta teribil, care îl făcuse un om teribil pe David. Omul care încetase să scrie psalmi, omul care încetase să se mai roage, omul care era acela care zdrobea tot ceea ce era în jurul său, omul care dorea puterea, omul care ajunsese în elita socială a celor din vremea lui, omul care avea un anume fel de a gândi și anume filozofia omului cu putere. Mai dați-mi câteva minute aici. Spuneți-mi, vă rog, de ce vrem noi să avem bani? Poftiți? Când zic noi, mă refer ca oameni. Nu mă refer neapărat la noi în biserică, pentru că nu avem oameni cu bani aici la noi. Poate că dacă am avea, n-aș vorbi, dar da, noi facem parte din cealaltă categorie. Deci, de ce vrem noi ca oameni să avem bani? Să ajutăm? Nu există, frații mei, să nu fi auzit că banul rezolvă orice. Când ai bani, îți permiți să plătești amenzi. Așa e? Îți permiți să plătești amenzi? Sigur că nu-i mare lucru. Ca urmare, îți permiți să faci orice, că plătești amenda și mergi mai departe. Dar asta este un nivel destul de jos. Dar după ce depășești nivelul ăsta și ajungi mai sus, și ajungi să ai bani nu numai pentru amenzi, să ai bani pentru... Mulțumesc, pentru avocat, spune. Și nu pentru avocat, pentru avocați. Da? Atunci, ce se întâmplă? Poftiți? Avocații te ajută să ieși din orice încurcătură. Ca urmare, îți poți permite să intri în orice încurcătură, pentru că ești bazma curată. Deci, calci legea, intri în încurcături fără problemă, te descurci, ieși de acolo. După ce depășești și nivelul acesta și în jurul tău sunt oameni din ce în ce mai puțini, 2, 3, 4, 5. Și când acești 2, 3, 4, 5 se invită la masă unii pe alții, ei trebuie să demonstreze că nu sunt ca omul de... Ei sunt ca omul de sus. Ce se întâmplă? Din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult astăzi, lumea este oripilată de petrecerile care se dau la nivelul foarte de sus. Adică modul orgiastic în care se organizează. Faptul că nu mai există nicio limită. Faptul că e scandalos. Încă o dată, de ce am vrut să avem bani? Ca să fim puternici. De ce am vrut să fim puternici? Ca să ajungem la un nivel scandalos. Și nivelul acesta scandalos să nu ne blocheze, ci să putem să-l trecem în normalitate. Că atunci să-mi spuneți, de ce ai miliarde și milioane de dolari dacă nu poți să faci ce vrei? La ce să mai folosesc? Poftiți? Fratele spune, la nimic. Deci banii îți folosesc pentru ca să... Spuneți-mi, vă rog, de ce ești rege dacă nu poți să faci ce vrei? De ce ești David dacă nu poți să faci ce vrei? Și asta a fost una dintre problemele fundamentale ale regalității lui David.
O vreme David a înțeles că are nevoie de Dumnezeu, dar după ce el a ajuns rege și a pus coroana pe cap, în momentul acela ce rost are să fii rege dacă nu poți să faci? Adică să fii fără limită. Este o mare tentație. Cu cât trăiești mai bine, cu atât să începi să faci ce vrei. Când Dumnezeu îți spune că ar fi cazul să vrei să faci doar ce e bine. Mă întorc la Domnul Iisus Hristos, modelul nostru de fond, de la care aflu că n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un rob, s-a smerit. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Drumurile sunt total opuse. Ca fire veche îmi place mândria la nebunie. Lăudați-mă și o să mă simt bine. Lăudați-mă și o să ies din depresie. Lăudați-mă și o să fiu cel mai fericit. Mustrați-mă și o să am probleme cu mine însumi. O să declar că sunt frustrat, că nu mă simt bine, că îmi faceți viața nenorocită. Cam așa merg lucrurile în lumea noastră, nu? Cam așa. În timp ce Domnul Iisus Hristos spune, am venit să vă port durerile și am coborât până la voi. Se uita de pe muntele măslinilor și cu anumită ocazie a văzut pe Israel care semăna că este ca o turmă fără păstor. Iar el a venit la ei ca să îi păstorească. David a fost multă vreme păstor pentru poporul său, până când a venit o vreme și a început să delege pe alții. L-a trimis pe Ioab ca să meargă la război în locul lui. L-a trimis pe Urie, l-a trimis pe unul, l-a trimis pe altul, iar el a rămas. De ce a renunțat să fie păstor? De ce nu s-a mai dus acolo cu turma? Acolo unde erau ceilalți? De ce a rămas la palat? Nu e așa că e mai ușor să fii rege decât păstor? Sau e mai ușor să fii rege de un anumit fel? După amiaza aceasta, aș vrea să ne rugăm să învățăm să fim regi ca Iisus Hristos. Poate că ar trebui să fim regi peste noi înșine. Așa cum spune Duhul Sfânt, căci roada Duhului, dimpotrivă, este înfrânarea. Așa e? Înfrânarea. Înfrânarea cui? Oh. A venit la David în momentul ăsta de mare tulburare, a venit la David cineva și a spus, știi ce, în poporul tău se petrec nedreptăți. Și David a fost acela care s-a ridicat și a zis, nu se poate, eu sunt acela care voi apăra dreptatea. În mintea lui se ducea un război teribil datorită propriei sale nedreptăți. Și regele a fost gata să facă dreptate în legătură cu alții, cu oricine. Asta este problema regelui, care este rege peste alții, dar nu este rege peste sine. Și când Nathan a trebuit să-i spună, tu ești acela, David
s-a prăbușit de pe acoperiș teribil. Teribil de greu, teribil de dureros. Vreau să te întreb, te-ai prăbușit vreodată? Ai căzut vreodată? Cineva spunea, este mult mai bine și mai ușor să te dai jos decât să aștepți să te prăbușești. E mult mai bine. Iisus Hristos a făcut asta. Mântuitorul a fost acela care a coborât atât de jos încât a adus cu el cerul întreg. Și îmi dă asigurarea că cerul este așa. Nu doar Domnul Iisus Hristos. Întreg cerul este așa. Și îmi spune cuvântul că, uitându-mă la el, aflu că Tatăl, că Dumnezeu Tatăl este așa. Și că împreună cu Domnul Iisus Hristos a coborât Dumnezeu Tatăl și a coborât Dumnezeu Duhul Sfânt și a coborât cerul întreg. Pentru că cerul e altfel. Fiecare dintre noi avem acoperișul nostru. Uneori ne urcăm să admirăm lucrurile făcute. De pe acoperiș se vede că totul este o realizare excelentă a fiecăruia dintre noi. Când vă mai urcați acolo, să vă fie frică. În momentul în care veți observa că rugăciunea încetează, în momentul în care veți observa că priveghiurile din timpul nopții au altceva ca subiect decât bunătatea și gloria lui Dumnezeu, în momentul în care veți descoperi că viața este o luptă extraordinară, în momentul acela, opriți-vă și dați-vă jos de pe acoperiș. E mai ușor să te dai jos de pe acoperiș decât să trebuiască să cazi. Prin harul lui Iisus Hristos. Prin Cel ce ne-a dat pocăința. Să-L rugăm ca lucrul ăsta să fie posibil în dreptul fiecăruia dintre noi. Amin. Te luăm de mână, Tatăl nostru, în dorința ca Tu să ne iei de mână. Vrem să mergem cu Tine în viața noastră și pe acoperișurile realizărilor noastre, ca și în văile problemelor și a durerilor noastre. Fii cu noi. În numele Domnului Iisus Hristos, smerește înălțarea noastră. Ferește-ne de mândrie, de laudă, de aceste complexe de superioritate care nu fac altceva decât creează noi și noi probleme în identitatea noastră creștină. Am dorit, Tată, să avem o viață cu psalmi, în care rugăciunile noastre să ne aducă prezența Ta în viață pentru ca să fim fericiți, binecuvântați, plini de pace și încredere pentru că ești cu noi. Am dori să ne scapi, Doamne, de propriile noastre frământări, de alergarea noastră fără rost, de temerile noastre în legătură cu lumea aceasta și am dorit ca toate cele ce sunt ale noastre să fie în mâna Ta. Amin. Familia noastră, biserica noastră, casele noastre, planurile noastre de viitor și trecutul nostru, toate să fie în mâna Ta. Amin. Ajută-ne, Doamne, ca să fugim de orice se pare rău. Și ori de câte ori piciorul nostru
va călca într-o zonă a îndepărtării noastre de Tine. Vă, Doamne, ca cugetul, Duhul Tău cel Sfânt și puterea Ta să ne tragă înapoi în adăpostul Tău. Fii cu această biserică, fii cu toți cei ce suntem prezenți aici. Facă-se voia Ta cu noi și noi. Amin.